O zi bună, în bun. Aici am o cățelușă micuță care merge pe 16 ani și un motanel care merge pe 17 ani. Motanelul, Tomiță, este mai mare decât mica cu 1 an de zile. Motenelul este luat de la vânători din Iași, nu-i de rasă, dar este cel mai inteligent pisuiaș din lume. E dresat, foarte inteligent, mare, are peste 6-7 kg. De ceva timp mănâncă numai carne crudă, de pui, bineînțeles, nu mai vrea să mănânce să mănânce boabe. L-am dus la un control și a zis să-i dau numai pliculețe renale, dar nu mănâncă deloc. Și i-am dat 3 zile, n-a mâncat absolut niciunul. Și apoi am zis, i-am renunțat și am zis să-i dau ceea ce mănâncă el. Și mulțumim Dumnezeu că și-a pus kilograme la loc și e bine. Cățelușa mică e foarte jucăușă, în schimb. A avut și probleme cu operație la burtică. I-a scos ce trebuia să-i scoată și de vreo un an jumate, doi, se simte excelent. Mănâncă bine, nu e mofturoasă. Mănâncă și aici i-am pus, să spunem, recompense. Boabe. Mănâncă și boabe, dar mai puțin. Carne de pui pusă la cuptor, de curcan, de vită. Este o cățelușă destul de cuminte și frumoasă, măiestoasă. Eu vreau să o trezesc, să se uite la dumneavoastră. Uitați-vă ce privire faină are și motanelul Tomiță vă salută. Ei se înțeleg foarte bine, numai că mica, când mâncau boabe, nu trebuia să mâncau amândoi în același bol și îl mai fugărea pe Tomiță de la mâncare. Dar micuța de ce mai autoritară? E cățeluș, nu, la mâncare nu se bage nimeni. Denta, stick. Ăsta este mâncarea lor, care e foarte bună. Dinții sunt. Deci la anii ăștia amândoi stau bine cu dantura. I-am dus la medic când a trebuit. Am avut noroc că ca să fie tratați ca lumea, am găsit personal competent. Tomiță n-a avut decât la urechiușă ceva cu când era mai micuț și a trecut. Micuța, deci cu operația aia, în final, noi suntem absolut mulțumiți de ei. O să vă mai fac când mă joc cu ei. Mai fac un filmuleț. Tomiță stă și doarme acum. Are personalitate, deci nu face ce vrea, ce dorește. Deci nu impune nimeni, absolut nu. Dar bineînțeles, cum să spunem, au o libertate de aia destul de civilizată, să spunem. Adică nu-ți produc daune prin casă. Sunt foarte educați și foarte dresați. Tomiță, când îi dau drumul singur, afară, se ferește de mașini, de oameni, de căței, se bate cu motănei afară, dar în schimb, dacă sunt eu afară sau soția cu ei, atunci
Nu mai are frică nici de mașină, nici de căței, de nimic. Și asta nu e un lucru bun, dar, na. Urmează să îi mai dresăm, dar cam bătrâi ori să-i dresăm, așa. Fac și ce pot, ce frum. Merg cu noi peste tot în concediu. Nu este o povară pentru noi, aceste ființe minunate. Micuță seamănă cu oiță. Are și ea vreo 6 kg, arată destul de bine la anișorii ei. Tomiță la fel. Este ceva plăcut, frumos să ai animale, să-ți placă animalele. Cineva spune că e mare deranjul. Da, ai și satisfacție după urma lor. Adică te relaxează când ești o leacă stresat, dacă te joci cu ei un sfert de oră, s-a adus stres, s-a adus tot absolut. Devii într-o formă extraordinară. Ia ca și la Tomiță, el doarme. Ce ochișor și ce frumos e. Deci, repet, bine, fiecare își laudă marfa lui. Este un pisoiaș de nota 100. La fel și micuță. Fiecare își laudă marfa lui și așa e normal. M-am obișnuit cu ei. Fac cu plăcere orice activitate care trebuie, care se impune, să o duc la doctor, să-i plimb prin natură, să-i plimb, le mai dau drumul și pe afară, pentru că e animal. Animalul trebuie să aibă libertate. Când iau el și vrea afară, îl dau afară. Cățelușa, la fel, avem semnele noastre. Când solicită afară, o duc afară. Deci, când îi transport în mașină, pisoiașul îl țin într-o cușcă, pentru că el fuge în față, în spate, lasă păr. Cățelușa nu lasă, dar în schimb de 2-3 ori pe an o tunde. N-ai cum, îi crește o blană și e creață și se îndesește și se adună tot felul de mizerii sub blană. Deci, ea trebuie să se tundă. Nu ne deranjează. Motănelul, avem și o perie, dar el lasă păr. Cățelușa, în schimb, rămâne liberă în mașină, se uită pe fereastră și e foarte cuminte. Dacă e să o duc singură în mașină, o pun în spate și nu vine la mine în față. Și nu am probleme cu ea. Motănelul nu vine. Adică el circulă. Dacă e să-l duc în mașină singur, îl pun în cușcă în spate și n-am probleme cu el. Deci, niște animăluțe superbe. Numai când îl văd copiii pe afară, să duc după el ca să joace. Motănelul îl las singur, pe când cățelușa mica o mai las și pe ea liberă, dar are lesă. Și Tomița are lesă. E o minunăție să ai aceste comori la casa omului. Într-adevăr, la unii nu le plac, dar dacă nu-ți plac păsările, animalele, natura, să fii ființă omenească, mă rog, Dumnezeu, ai mari probleme. Să-ți placă copiii, păsările, animalele, natura, tot ce ne înconjoară, semenii noștri, să iubim, să fim în armonie cu totul, cu natura, cu oamenii, cu păsările, cu insectele, absolut orice.
Dumnezeu le crea pe pământ cu un anumit scop. Nimic nu e întâmplător. Aceste minunate ființe le-am prins când se odihnesc, dar o să le filmez și când aleargă. Aleargă, se joacă, au energie. Cam bătrâi oricum pentru energia lor, dar au. Pentru... Dar să mai îi prind și când au probleme, când doresc să facă mișcare. Aleargă prin casă, aleargă pe afară.